Vă salut dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România! Carmen Hara, previziuni sumbre despre relația dintre Teoros și Angel Damian. Carmen Hara și-a format un obicei din a calcula compatibilitatea cuplurilor celebre de la noi din țară, lăudându-se cu preziceri exacte, care s-au dovedit a fi adevărate de-a lungul timpului. Acum a venit rândul și celui mai nou cuplu din lumea mondenă format dintre Teo și Angel Damian. Teo e foarte frumoasă, talentată, superbă, bună la suflet, o persoană extraordinară. El, Angel Damian, este foarte independent. Vrea să-și construiască o carieră și va reuși. Știi cum este relația asta? Exact cum a fost cea dintre Andreea Bălan și George Burcea, cam așa. Este o relație în care ne atragem, ne iubim la nebunie, suntem foarte buni unii cu alții pe moment, întrebarea este cum va supraviețui această relație. Problema este că avem această chimie fizică, se nasc copii, ne iubim, dar ne potrivim sau nu. La toate socotelile de compatibilitate sunt probleme multe în această relație. Să sperăm că ei au înțelepciunea să treacă peste problemele care sunt și să facă o relație solidă ceea ce nu va fi ușor deloc, pentru că ei nu sunt nici suflete pereche, nu sunt nici cea mai compatibilă relație, din potrivă. Sunt două persoane care în timp au probleme serioase de comunicare, însă, nu putem să le dorim decât tot binele din lume. A spus Carmen Hara. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.